Nu știu cum se folosește. O să bubuim cu toții. A, dar nu merge, e blocat. S-a strigat. Suntem liberi. Alexa, basta. Ajunge cât vrei să dori. Treci. Unde? Ah, l'ombrello, usa non dimenticare l'ombrello. Ne vine la coronavirus încoace. Salut! Bună! Asta o să fie un vlog destul de normal, ca să zicem așa. O să vă arătăm o zi normală din viața noastră. O zi de sâmbătă, pentru că noi filmăm sâmbătă. Suntem liberi și de obicei sâmbătă o folosim ca să mai facem ceva prin casă, să rezolvăm probleme și chestii de genul. Bă, de fapt și de drept avem de curățat un covor. Nu o să curățăm la mână cu peria, că Oana nu vrea. Dar nu ai cum să-l curăț cu peria, nu vreau. Ideea e că ăștia au foarte multe covoare în casă, se folosește cum se folosea la noi în România acum, eu știu, 20-25 de ani. Și la magazine se închiriază aspiratoare de-astea speciale cu lichide ca să curăți aspiratorul. Deci să mergem să cumpărăm... Să curăți covorul. Covorul. Și să vedem cum decurge ziua de astăzi. Hai! Ah, dar nu merge, e blocat. Are roata blocată. Da, Oana a uitat să ia mărunt, ca de obicei, pentru cărucior. Pentru cărucior, nu ții niciodată minte să iau bani de acasă și să-i pun în mașină, că aici merg mai cu tala de 2 dolari. Da. Am intrat. Am stat, nu, foarte puțin să merg, să intre foarte repede. Mi-am găsit geacă. I-am o problemă, că nu am nicio geacă subțire. Și magazinele sunt închise, adică mall-uri și asta e tot închis. Și nu pot să-mi cumpăr online, că nu știu dacă vin bine. Și am găsit minunăția asta. Și eu am zis că socoteala din piață nu se potrivește cu aia de acasă. Gata cumpărăturile, ne-am dezinfectat. Am cumpărat ce nu avem nevoie. Acum ce nu avem nevoie? Am cumpărat ce ne trebuia. Alt magazin, altă coadă. Ia-o pe asta. Am văzut-o. A? Am luat de treabă ce să-mi iau. Și mulți bani cheltuiți. Adică am plecat cu ideea că dăm 30 de dolari plus detergentul și la sfârșit a costat 194, mai bine cumpăram alt covor. Bă, gata, am mai filmat, ajută-mă să pun asta. Așa arată fața unui om nedumerit. Ia zi, care e problema? Nu știu cum se folosește. Gata, mă, știu, degeaba e la camera să mă filmez, să vadă lumea că nu știu. Prefăcut. Merge, boss? Merge, merge. Detergent profesional. Pă, ne oprește așa video. Formulă chimică. O să bubuim cu toții. Nu vă imaginați câtă gălăgie poate să facă minunăția asta.
Ia zi, ce ai reușit să faci tu? Păi nu știu dacă am reușit să fac eu, doar că în momentul în care dădeam și eu cu aspiratorul, eram băgat în priză acolo, s-a stricat. Dar n-am făcut nimic, făceam ce trebuie să fac. Dădeam cu aspiratorul înainte și înapoi, cum ați văzut până acum. Deci variantele sunt două. Una zice că are ceva sistem de protecție când se încălzește, când se astea, se oprește și se lași jumătate de oră. Sau a doua variantă e că s-a ars motorașul ăla care învârte peria acolo și mai aveam, nu știu, 2 metri pătrați de covor. Culmea că sunt chiar la vedere, adică da. Nu e, măcar dacă era unde-i canapeaua, zici, bă, aia, pui canapeaua și astea. Prova de nove. Gata, am reușit să terminăm, Oana n-a reușit să strice aspiratorul, am reușit să curățăm tot covorul, a ieșit super bine față de cum era. A durat destul de mult, multe ore a durat, mai da, mult decât ne așteptam. Da, vreo 4 ore cred că am dat în cam... În continuu, în fine, am făcut pauze, dar în total a durat vreo 6 ore. Bun atunci. Asta a fost pentru azi, a fost da. O zi destul de normală. Am muncit destul de mult și acum o să ne bucurăm de covorul nostru curat și parfumat. Da, o zi în care am stat acasă, că de mult nu mai stat acasă cam toată ziua. Dacă v-a plăcut, like, share, like. Subscribe, așa, dacă aveți ceva de comentat, de întrebat, da, orice, comentarii jos acolo. Și apăsați și clopoțelul. Hai, ciao les!